Întâmplare șocantă a avut loc în Copou acum ceva timp. Doi tineri au pornit parcă o cursă a vitezei. În timp ce unul dintre ei mergea pe role, amicul său filma de pe bicicletă orice moment. Din imagini se vede clar cum cei doi nu s-au asigurat nicio clipă, ci doar trăiau la maxim adrenalina vitezei. Tânărul pe role a pierdut controlul picioarelor, a încercat să frâneze în momentul în care a văzut cum din partea stângă vine o mașină. Nu a reușit să oprească însă, iar inevitabilul s-a produs. A ajuns chiar sub roțele camionetei. Cam prin minune însă, tânărul s-a ridicat în picioare după ce s-a rostogolit de două ori sub mașină și rămâne uimit de ceea ce i s-a întâmplat. Parcă nu-i vine să creadă. Curată peste mine, ai văzut? Curată, curată peste mine, ai văzut? Ești bine? Curată, curată peste mine. Ești bine? Ți-a rupt ceva? Nu știu. Mă dă piciorul grav. Și tânărul continuă să meargă pe role, traversează o trecere de pietoni și se oprește la prima bancă, unde încă este șocat de ceea ce i s-a întâmplat. Te-ai văzut cu mașina peste mine? Da! În cele 5 minute postate pe o rețea de socializare, se poate vedea cu exactitate întregul traseu al celor doi tineri cu doar 10 minute înainte de a se întâmpla șocantul incident. Pe imagini se poate vedea cum cei doi tineri au plecat din parcul expoziției, unde și-au montat camera video și după au plecat în goană pe bulevardul Copou. Să vă compun asta, cred că pun pe trotinetă. Cei doi tineri au mers aproximativ 3 km până la șocantul incident. Pe tot parcursul cursei nu s-au asigurat nicio clipă de parcă tot bulevardul ar fi fost al lor.